ora 16 începe a doua oră de politica zilei. Sunt Ioana Constantin și vă mulțumesc că ați rămas aici pe B1 TV pentru liniștea dumneavoastră. Doamna Șoșoacă, cei care ați urmărit ora trecută de politica zilei, doamna Șoșoacă e bine, a coborât în ambulanță, se ceartă iar cu jandarmii, le-a spus că trag pe nas, că sunt drogați, i-a înjurat iarăși, deci se simte foarte bine. Acum, eu nu știu treaba asta, le-a spus lor că trag pe nas, dacă te duci să înjuri jandarmeria la maniera asta... Nu știu, poate la doamna Șoșoacă sunt niște probleme. Sau la noi toți, având în vedere că încă în ultimul proces verbal al becului, doamna Șoșoacă are 5-0-3. Bun. Haideți să vedem ora aceasta, o să discutăm și despre ce se întâmplă la sectoarele 1 și 2, pentru că la sectorul 2 Mihaiu a depus plângere penală la parchet. O să urmeze și declarații, orele acestea le veți putea urmări aici în direct la Politica Zilei. O să vorbim însă și despre un nou caz Caracal, pentru că la Brăila o femeie a sunat la poliție și a spus că este agresată, se auzeau țipetele în telefon. Însă, deși poliția a primit niște date de localizare de la STS, au ajuns la poartă și n-au făcut nimic. Femeia a fost găsită a doua zi moartă în casă, alături de concubinul care o omorâse și apoi și-a luat viața. E un caz identic cu Caracal oarecum, dar care arată încă o dată că nu suntem în stare la nivelul statului să ne ocupăm de aceste lucruri. Și bomba bombelor pentru prezidențiale, se discută prin târg că am putea asista la un tandem Geană președinte Ciolacu premier la nivelul candidaturilor, desigur. Astăzi domnul Ciucă a zis că, domnule, nu putem să facem pe plajă campanie. Poate mutăm înapoi prezidențialele iarna, cum erau. Începem! Invitații mei și ai dumneavoastră în această a doua oră, a rămas alături de noi Dorin Cojocaru, președinte April, mulțumesc foarte mult. Ni s-a alăturat Alex Dimitriu, este consilier local USR Sector 5, mulțumesc foarte mult. Era să zic candidat, am terminat, felicitări, ai avut un scor bun acolo. Bine, alături de noi Monica Tatoi în continuare, mulțumesc mult. Îl salut și pe Gheorghe Alumițianu, președinte PMP Brașov, fost ministru de finanțe, mulțumesc, domnule ministru. Și de la Galați, deputatul Laurențiu Gâdei, te salut, Laurențiu, mulțumesc că ești aici. Bună ziua, mulțumesc. Începem cu subiectul legat de prezidențiale și îl salut pe Bogdan Chiriac, analist politic și jurnalist de CNews. Bună ziua, domnule Chiriac. Să rămâne, doamna Constantin, bună ziua invitațiilor și telespectatorilor. Mulțumim mult că sunteți aici, domnule Chiriac. Au venit aceste informații că se joacă, se negociază foarte dur în coaliție și cu voturile de la locale și avem următoarele chestiuni. Ciolacu nu ar nega un scenariu în care Joan ar fi prezidențiabilul PSD-ului și el ar merge mai departe premier. În același timp, PNL-ul insistă cu candidat propriu, iar domnul Ciuc a declarat acum vreo oră că vor avea candidat propriu, dar și că vrea să mute campania de la prezidențiale și prezidențialele la iarnă, să nu mai fie în septembrie. De partea cealaltă se aude că Nicușor Dan ar putea să candideze la prezidențiale sau în orice caz, voturile lui sunt foarte importante pentru anumiți candidați la prezidențiale. Cum vedeți toată această poveste despre care Ciuca a zis că nu e un tango, e o chestiune serioasă? E o chestiune serioasă. Alegerile prezidențiale în România sunt o chestiune fundamentală pentru politica românească. Eu nu cred în aceste scenarii, mai ales că aceea este o știre pe surse. Cum că Ciolacu a fi spus PNL-ului că dacă nu va fi susținut de către PNL la prezidențiale, atunci va face un tandem cu Mircea Joana. Ținând seama și de declarațiile anterioare. Eu cred că fiecare dintre partide va avea propriul candidat la prezidențiale. Alminter, dacă vor avea un candidat comun, cel care are prima șansă să intre în turul 2 este domnul Mircea Joana. Și așa, nu exclus ca dânsul să intre în turul al doilea, dar totuși fără mașinăria de partid e mai greu să intre în turul 2. În turul 1, după cum știm cu toții, mașinăria de partid are un rol foarte important. În turul 2, personalitatea președintelui este cea care decide rezultatul. Deci eu cred că dacă dorește să rămână premier, Marcel Ciolacu, ar fi mult mai încântat cu Nicolae Ciucă în funcția de președinte decât cu domnul Mircea Joana. Și lucrul acesta s-a rezolvat imediat. Adică sunt convins că Nicolae Ciucă și PNL-ul ar accepta imediat acest lucru, inclusiv tot pe surse am înțeles că PNL-ul ar ceda mai multe ministere PSD-ului în această formulă. Da, da, PSD-ul își permite să n-aibă candidat? E o întrebare fundamentală. În opinia mea, nu cred că își permite. Din cauza asta, cred cu putere că fiecare dintre cele două partide va avea propriul candidat. În legătură cu mutarea alegerilor, e o chestiune neserioasă, doamnă.
amândoi președinții partidelor, și domnul Ciolacu și domnul Ciucă, au anunțat și data alegerilor, 15 septembrie, 29 septembrie. Doamna Constantin, după alegeri, ai mutat și data alegerilor din nou, poate o facem la anul prezidențiale și atunci, deci cum faci? Sau la vânătorul facem prezidențiale? Sau în 2029? Sau nu le mai facem? Rămâne domnul Iohannis. Așa, cât o putea și dânsul să stea, da. Că e greu cu atâtea vacanțe. Dacă ne mută, cum se înțeleg pe povestea asta? Vă mulțumesc foarte mult, Bogdan Chiriac, analist politic, a fost alături de noi. O să revenim la discuția asta legată de prezidențiale imediat cu invitații mei și ai dumneavoastră, însă vă spuneam că la sectorul 2, Radu Mihaiu a depus plângere la parchet. Haideți să urmărim și noi declarațiile. Către o singură persoană, ci INREM, pentru infracțiunile electorale de la votarea de duminică în sectorul 2. Și vorbim aici de cumpărare de voturi. Au fost zone în Creangă, în Colentina, unde au fost cumpărate voturi. Se dădeau bani pentru o poză cu buletinul votat pentru candidatul PSD. Și de asemenea pentru situațiile documentate în care au fost date alegătorilor buletine deja ștampilate. Este de investigat de către procurori cum s-a întâmplat acest lucru, pentru că s-a întâmplat în 4 secții diferite și doar în aceste 4 secții le-am depistat noi, dar probabil că au fost mai multe, în 4 secții diferite, ceea ce conduce la ideea că a fost o acțiune coordonată, pentru că toate aceste voturi au fost pentru același partid. Drept urmare, depun această plângere penală. Însă, aș avea și o veste bună. Înțeleg că biroul electoral municipal, deci nu cel de sector, a admis contestația mea cu privire la hotărârea biroului electoral de sector și secția 352 se va renumăra. Mă bucur să vă anunț o primă victorie în această bătălie cu PSD-ul. Vom merge până la capăt și ne vom asigura că toate voturile cetățenilor vor fi corect reflectate în procesele verbale, iar în paralel ar spune că cine a furat voturi trebuie să plătească. Când vorbiți de fraudă electorală, depuneți azi la parchet și anumite dovezi în acest sens aveți? Au fost, cel puțin pentru buletinele preștampilate, există procese verbale de la toți membrii comisiei care au atestat faptul că acei alegători au primit buletine preștampilate. Asta este clar o fraudă, o încercare de deturnare a votului. Ca să înțeleagă toată lumea, dacă vrei să votezi cu PSD, el era deja ștampilat, nu mai trebuia să pui ștampila. Dacă vrei să votezi cu un alt partid, și nu erai atent că buletinul este ștampilat cu PSD, te duceai, votai pe alt partid și acel vot se anula. Aș vrea să atrag atenția că la sectorul 2 avem cele mai multe voturi anulate. Avem voturi anulate, foarte multe, pentru că au existat două ștampile pe partide diferite. Unul din scenariile pe care le-am descris mai devreme. Drept urmare, cred eu că este normal ca cei care au făcut și au coordonat aceste lucruri să plătească și să fie investigați. Și ieri ați depus o plângere penală și împotriva biroului electoral al sectorului 2. Ați primit răspuns? A fost înregistrată plângerea dumneavoastră? Nu am depus ieri o plângere penală, am întocmit plângerea penală, urma să o depun astăzi, dar astăzi înțeleg că cererea mea a fost admisă, cererea către biroul electoral municipal a fost admisă și voturile din secția 352 vor fi renumărate. Aveți și numărătoarea dumneavoastră paralelă, pentru că ați avut reprezentanții USR la secție da. De vot. Ce spun aceste date? Conduceți cursa Pietul electorală? De la sectorul 2 a spus că la nu se depusese nicio plângere, de altfel nici la sectorul 1 nu s-au depus plângeri penale, deși s-a tot anunțat că s-au depus plângeri penale. Asta ar fi prima. Bine, mai comentăm pentru că mai vin declarații mai târziu de la birourile electorale de sectoare. Ne întoarcem la subiectul legat de prezidențiale mai întâi. Pentru că, într-adevăr, este, domnule Gdei, această întrebare. Mergeți cu candidat membru de partid sau jucați această încercare cu Joană, candidat, pentru dacă nu vă înțelegeți cu PNL-ul? Noi, cei de la Partidul Social Democrat, vom valida
prin congresul care va avea loc săptămânile următoare, candidatul cu care vom aborda și câștiga alegerile prezidențiale. La momentul ăsta nu există nicio discuție despre un alt candidat din afara Partidului Social Democrat pentru această poziție. Gândiți-vă că noi suntem partidul care am câștigat aceste alegeri și oricum am vrea să analizăm rezultatul votului. Clar, noi suntem cei de la Partidul Social Democrat care am câștigat încrederea electoratului din România și am obținut cel mai mare scor. Așa că lucrurile nu pot decât merge într-o singură direcție. Partidul Social Democrat să aibă propriul candidat și să câștige. Bineînțeles, ne dorim coalizarea Partidului Social Democrat a cât mai multor forțe politice, astfel încât la aceste alegeri România să aibă un candidat de stânga, așa cum sunt așteptările și așa cum ar fi normal în acest moment. Doamna Tatoiu, văd că sunteți foarte de acord. Îmi făceam niște calcule așa. Statistice. La 51% prezență la vot au fost 7.200.000 de vot. Da. Da? Probabil că la prezidențiale vor fi 60%. Adică în jur de 8 milioane de voturi. Ca să câștige PSD, are nevoie de 4 milioane minimum de voturi. Nu le are. Deci trebuie să facă o alianță, eventual, cu PNL-ul. Da? Deci nu există nicio posibilitate ca domnul Ciolacu să treacă Carpați. Asta vă este clar. Și atunci probabil că vor trebui să găsească un candidat extern, spre rușinea lor. Problema e, cum spunea și domnul dinainte, este că începe campania electorală în mijlocul lunii august, pe 15 august, de Sfântă Mărie Mare. Da, da, Luca a zis că vrea să mute data alegerilor, să le ducă iarna, cum erau înainte. Logic ar fi, da. Pentru că noi mai avem 2 luni și un pic până începe campania și noi nu știm cine va fi în campanie. Deci este clar că ori se încearcă, cum spunea Simona Spătaru mai devreme, crearea unei bombe cu gaz ca să nu știm la ce să ne așteptăm, tulburați de căldură de 35 de grade, să punem ștampila pe cine o apuca. Asta e o mare măgărie la adresa poporului român. Lăsați deci, că și alegerile astea au fost un afront total la democrație. Domnule Ialomițianu, de partea cealaltă, cum vedeți lucrurile? Pentru că se discută acum, inclusiv în jurul voturilor lui Nicu Șordan, foarte mult. Doamna Ioana Constantin, nici PSD-ul, nici PNL-ul n-au încredere unul în celălalt. Se știe că cine are președintele are și guvernarea. Și istoria ne spune lucrul acesta. Și atunci asigur că PSD-ul forțează să aibă candidat propriu, PNL-ul la fel, dar chiar dacă ar fi candidatul PSD-ului susținut de PNL-PSD, nu este nicio garanție că va câștiga. Și eu vă dau un exemplu la Brașov. A fost listă comună PSD-PNL la alegerile locale municipiul Brașov. Alianța Dreapta Unită a luat 11 consilieri, PSD-PNL 13. Vă dați seama că mulți n-au votat aceeași listă? Adică nu se da, merge. Da, ei poate să vină cu argumentul europarlamentarelor, nu e același lucru. Nu, doamnă Ioana Constantin, nu, cei de dreapta nu vor vota un candidat de stânga, s-a văzut și la București. Și atunci trebuie, calculele sunt foarte încurcate, că dacă va veni, domnul Joana va candida, îl concurează pe domnul Ciolacu, dacă, de exemplu, în dreapta apare un alt candidat în jurul da. Dreptei Unite, în concurență cu domnul Ciucă, s-ar putea domnul Ciucă să nu intre în turul 2, că nu e atât de susținut în partea drepte, depinde ce candidat în partea drepte va veni. Dacă vine o personalitate foarte puternică acceptată de dreapta, de electoratul de dreapta, intră în turul 2 și o să câștige indiferent dacă PSD-PNL vor merge cu un singur candidat. Lucrurile sunt încurcate, iar rezultatul numai puțin.
rezultatul de la alegerile locale mai mult îi îmbată cu apă rece și pe PSD și PNL, pentru că aici au fost primarii care nu vor mai trage atât de mult în alegerile prezidențiale. Aici electoratul va decide și vor plăti și din cauza proastei guvernări, și PSD-ul și PNL. Eu cred mai puțin în cum se întâmplă de fapt lucrurile, câtă vreme voturile noastre sunt batjocorite așa cum le vedem. Asta da. Da? Adică pare că votăm fix degeaba. Și nu e, domne, că sunt ăștia nebuni. Ioana Constantin, și la Brașov, și la Brașov, și mă bucur că primarul în funcție, domnul Coliban, a făcut contestație, că vin multe semnale că s-au întâmplat ilegalități. Eu mă refer la faptul că peste tot în țară este un haos cu saci, cu buletine, cu tot felul. Alexandru Dimitriu. Domnul Grebla ar trebui să plece acasă. Nu știu de ce mai iese pe posturile de televiziune. Haideți să fac un tur de invitați, vă rog. Deci, Alex Dimitriu. Bun, Alexandru Dimitriu, Nicușor Dan este opțiune a USR-ului pentru prezidențiale? Eu nu știu dacă își dorește să candideze. Deci rămâne să vedem, să-și exprime această opțiune. Noi vom avea alegeri pentru președinte și pentru toată conducerea centrală și este normal să fie așa. Am trecut printr-un eșec pe care mi-l asum și eu și am votat unele dintre aceste decizii în Biroul Național. Și de acolo vom vedea noua structură, congresul, ce urmează să stăputeze. Dar uite, domnul Ialomițianu spunea că în varianta asta în jurul lui Ciucă nu e valabilă în ceea ce privește partidele astea în dreapta unde USR-ul e clar convins că nu acceptă niciun fel de legătură cu Ciucă la aceste alegeri prezidențiale sau cu PNL-ul? Doamne ferește, întreb. Nici nu se pune problema. Gândiți-vă în felul următor că PNL-ul este în derivă. Bun, au reușit să mascheze această derivă foarte bine cu partea de vot pe locale, dar vă dau un exemplu la sectorul 5. La sectorul 5, Alianța Dreapta Unită a luat 7 mandate, în urmă cu 4 ani am avut 5. PNL din 6 mandate a ajuns cu 4, PSD din 10 mandate a ajuns cu 4. Așa stă PSD, stau PSD și PNL. Gândiți-vă, două partide atunci care făceau majorități împreună, tu la asta două partide care făceau majorități singure au ajuns împreună de-abia să facă majoritate și nici n-au făcut-o nici la europarlamentare. Noi am făcut anumite greșeli, le-am plătit, ne resetăm și intrăm cu multă putere în următoarele campanii. Cetățeanul ce spune, Dorin? Cetățeanul care nu e turmentat spune așa: eu cred că domnul prim-ministru, președinte Ciolacu, nu vrea să-și asume niște riscuri. Fiind un om bun de afaceri la negocieri, a scos pisica domnului Joană, că așa e la negocieri, trimis pe surse, o fantomă, ceva, ca să dea de gândit PNL-ului să-i zlăbească negocierea. Ați văzut că spunea domnul Chiriac mai devreme să cedeze unele ministere. Da. Și PSD-ul își dă seama că nu poate fără PNL, chiar dacă e mândria electorală, nici PNL nu poate fără PSD. Deci, până la urmă, în zilele următoare vor fi negocieri. Asta e părerea mea, sincer, da. Nu? Prin care se vor discuta atât poziții în viitorul guvern, cât și poziții pe liste la deputat-senator. Pentru că ce s-a întâmplat acum? Primarii au tras, a fost mai mult pe persoană fizică, eurodeputații nu vor mai trage, că nu-i mai interesează, primarii vor negocia cu cei din primele poziții pe liste. Da. Și nebănuite scăile domnului, va fi foarte interesant în luna august. Deci eu vă spun că domnul Ciolacu se ferește să candideze ca președinte, iar domnul Ciucă n-are altă variantă decât să-și aleagă președinția și să lase guvernul la PSD. Și mai un aspect. Domnul Cojocan, dacă alegerile vor fi în septembrie, în august, foarte mulți primari la nivel local vor negocia majorități. Nu o să intereseze prezidențiale. Sau vor fi în vacanță. Nu, dar gândiți-vă cum ar fi vor negocia o campanie stabilitate la nivel local. Cum ar fi o campanie la 40 de grade, cum ar fi votul la 35-38 de grade, pentru că să nu uităm. Și septembrie anul trecut, la fel, a fost cald, au fost 38-39 de grade până în octombrie-noiembrie. Adică nu mai putem să trecem peste bătaia asta de joc care a fost acum, pentru că știm foarte bine, sălile unde se votează nu au aer condiționat. Eu am fost în toate cele 200 de secții de votare din sectorul 5, de la 7:30 dimineața până la 5. Am reușit să le acopăr pe toate, să dau mâna cu fiecare președinte și să mă rog să respecte legalitatea. Undeva la 10% au avut aer condiționat. Bine, ați văzut că doamna Șoșoacă a leșinat din cauza căldurii. Vă dați seama cum a leșinat în septembrie. Încă un lucru care e foarte important. Noi primari
urmează să-și ia, să-și preia mandatul după, în perioada când sunt prezidențialele, da? Că în octombrie, de exemplu, au fost unii care și-au... Deci, campania pentru prezidențiale se va desfășura pe fondul unei lupte intestine între ăia vechi și ăia noi. Altă belea. Alt zgomot care va acoperi fondul propriu. Agricultorii o să fie pe câmp, da? Și noi intelectuali în vacanța de sfârșit de vară, pentru că nu ne permitem în sezon. Noi suntem la preț redus în septembrie. Da. Spunea Ciucă faptul că va schimba data, va cere să se schimbe data prezidențialelor și eu știu că așa lucrează ei în coaliția asta. Încă ceva, să știți că ea nu este fixată. Ei doar au creat mecanismul să poată să facă mai repede alegerile. Pentru ei este fixată. Stai un pic, că nu știați voi că ăștia comasează, ați aflat de la televizor, dar ei știau, ei se pregătiseră intern, ei știu tot ce au de făcut. Pe de altă parte, eu nu cred că românii votează cu frânții, cum este un Joană, de exemplu, că văd că e marele, vine peste noi marele salvator. Ăsta chiar n-are nicio treabă cu țara asta și la NATO, și n-are niciun rost în NATO ăla, e doar așa o imagine acolo, e și el ca să fie un adjunct. N-au, domne, valoare, n-au avut niciodată o valoare sau o influență în interiorul NATO și pentru România, nu. Eu zic că mai multă influență are în România Victor Orban. Umflat, domnul. Da, că s-a văzut la UDMR. Bine, hai să mă întorc un pic la ce au făcut românii noștri din diaspora la aceste alegeri. Cu toată dragostea, s-a votat în diaspora, în câteva state, masiv, pentru Șoșoacă și Aur. Am scos câteva din aceste date și rog pe colegii mei să le arătăm. Sunt foarte multe filmulețe în zilele astea pe TikTok cu români din diaspora care sunt foarte supărați pe românii de acasă, că au votat PSD, PNL, ADU, ce au mai votat și n-au votat Șoșoacă și Aur. Ceea ce înseamnă că noi ne-am rupt total ca țară de românii de acolo. Hai să vedem acele date, Sabin, te rog, pentru că avem Italia, avem Germania, avem Marea Britanie, avem Spania, sunt niște locuri unde s-a votat masiv pentru Șoșoacă, masiv. Dânci au fost acolo prezenți, oricum nu prea au fost prezenți. Asta este o altă problemă pe care am avut-o noi, că la aceste alegeri europarlamentare nu prea au participat. De exemplu, Marea Britanie, din 30.000 de voturi, din nou foarte puțin, Aur au fost votați de aproape 20%, SOS de 16,73%, Dreapta Unită de 13,93%, PSD, PNL 6,75%. În Marea Britanie însă au fost multe voturi între Dreapta Unită și PSD, PNL ca număr de procente la Nicu Ștefănuță și la Vlad Gârghe. Germania, din 24.000 de voturi, SOS 23,72%, Aur 19,83%, astea sunt procentele majoritare, da? În Italia, din 23.000 de voturi exprimate, SOS 22-26%, Aurul 21%, PSD, PNL și Dreapta Unită la egalitate 12%. La ora asta, pe ultimul proces verbal încărcat de BEC, SOS are în continuare 5,03%, PSD, PNL 48%, nu, pe BEC, nu pe alte site-uri care fac ei tot felul de rezultate, nu. Ultimul proces verbal, dacă mă ajută colegii mei să dai, Sabin, și acel proces verbal, PSD, PNL au 48%, AUR are aproape 15%, ADU 8,7%, Dreapta Unită, da, UDMR-ul are 6,5%, este cel mai mare procent pe care l-a obținut în ultimele două decenii. Astea sunt de la sectorul 1, nu. Eu vă ceream de pe site-ul BEC-ului. Bine, cum explicăm ce s-a întâmplat în diaspora, domnule Alomițianu? Într-adevăr, noi nu avem politică externă și aici sigur că mulți români plecați dincolo s-au simțit abandonați, au trimis în ambasade persoane care n-au nicio preocupare pentru românii plecați dincolo, plus extremismul din multe țări, Franța, Germania și chiar din Italia, și atunci asigur că sunt influențați cei românii de dincolo. Dar se simt mult abandonați de statul român. Și atunci este o reacție la partidele care sunt la guvernare și chiar la partidelor care au fost la guvernare. Aici trebuie guvernul sau prin ambasade să facă, adică să se facă mai mult pentru românii plecați dincolo, pentru că asta e. Și au trimis
persoane din zona politică care n-au nicio legătură cu partea diplomatică sau ce să facă la acolo la ambasade sau la alte structuri ale României, pentru că PSD-ul și PNL-ul au trimis persoane care nu au nicio legătură cu ce se întâmplă în străinătate, ci au fost mai mult senecure pentru clientela politică. Da, s-au modificat lucrurile pentru că Biroul Electoral Central a urcat acum la ora 16 un nou buletin de vot, un nou proces verbal la nivel național. Da, s-au modificat în sensul că alianța electorală PSD-PNL se apropie de 49,57. Da, hai, mai jos, mai jos. Așa, bun. 48,57, alianța AUR 14,97, Dreapta Unită tot 8,7. Stați ușor, hai să ne oprim. Partidul SOS, că nu ne mai trebuie aia mai jos de 1%, că nu mergem nicăieri cu ei. Deci, alianța electorală PSD-PNL 52,43, AUR. Nu, ăla este participare. Păi da, pentru că s-a tot mutat. Deci alianța electorală PSD-PNL 48,57%, alianța AUR 14,93%, Dreapta Unită 8,7%, UDMR 6,48%, SOS România 5,03%. Deci în continuare, acum urcat la ora 4, în continuare partidul Dianei Șoșoacă intră în Parlamentul European, la Tatoiu. Încă o dată vă spun, despre Germania pot să vă spun. Da. Acolo, Diana Șoșoacă și cu AUR au confiscat anumite centre ale românilor care lucrează acolo de multă vreme. Se știa că asta urmează. Dar încă o dată, revin. În Germania există niște servicii care, rusești care lucrează de multă vreme. Da? Și nu este întâmplător. Întrebarea este cine a finanțat aceste centre ale SOS, respectiv AUR, în Marea Britanie și în Germania în mod special. Cine? Asta trebuie să ne spună serviciile noastre de informații. Pentru că acolo se lucrează de 2 ani de zile și se lucrează bine, se lucrează nemțește. Da? Deci, oamenii ei au fost canalizați, organizați. Românii știți voi că nu se prea organizează dacă nu îi împinge cineva de la spate. Cine i-a împins acolo? Cine sunt liderii acelor nuclee din Germania și Marea Britanie? Ar fi de văzut. Da. Apropo de modul în care autoritățile statului nostru reglementează lupta antidrog, anti și așa mai departe cu clanurile din România. Bun, Alex Dimitriu, s-a pierdut legătura cu diaspora. Oamenii aceștia se informează de pe alte surse, în general de pe internet. Cred că au un acces ridicat la ce se întâmplă doar din această parte. E TikTok, da? Au anumite rețele. Aura a avut și data trecută voturi multe în diaspora, de exemplu. Dar este șocant că, că România va trimite acolo oamenii Rusiei la propriu, cum e Șoșoac. Da, am greșit din punct de vedere comunicațional cu privire la cei din diaspora. Asta este clar. I-am lăsat pe cei de la AUR și pe Șoșoacă să spună numai bazaconii, fără să fie contrazise. E o învățătură de minte și trebuie să... Adică eu vă spun sincer, eu am intrat pe TikTok în urmă cu un an de zile, după ce toate studiile din sectorul 5 mi-au spus că este printre principalele canale de comunicare cu cetățenii. Lucru pe care n-am vrut să-l fac pentru că nu consider că trebuie să fiu acolo. Dar am făcut lucrul acesta și bine am făcut, ca dovadă rezultatul de la sectorul 5. Asta trebuie să facem toți și să ne canalizăm energia pe partea aceasta. Dorin. Pentru că este păcat. Am pierdut. Dar să știți că și aici e o altă discuție. N-am pierdut că dacă e să cumulăm toate voturile de la cei doi foști europarlamentari noștri care au candidat independent plus partea de Reper, rezultatul este unul, ar fi similar cu cel din 2019. Da, Dorin, că voi vreau să spun ceva despre da. TikTok. Ideea este că n-aș vrea să dezamăgesc votanții doamnei Șoșoacă. Da. Dar acolo la Bruxelles, la Parlamentul European, să știți că nu cu TikTok și live-uri pe Facebook rezolvi problemele României sau nu susții interesele României. Acolo trebuie să știți să faci alianțe pe partide europene, alianțe între țări. În primul rând să cunoști care sunt prioritățile și din punct de vedere demografic, majoritatea trebuie să stabilească care sunt prioritățile României,
Pentru că acolo nu este Parlamentul României unde faci live, te bați pe scările Senatului sau cum s-au mai bătut. Acolo, dacă nu respecti regula, ești scos în afară. Da, dar nu i-a spus să suspendă imediat. Influență. Sunt deci, extremiști, eu nu sunt la colț. Ca doamna Șoșoacă să răstoarne Parlamentul European nu, la, cu ghilimele și nici aurul. Ne facă de rușine. Dar, da, o să ne facă de rușine. Asta... Dar influență nu vor avea și vreau să le spun celor care cred că se vor duce acolo ăștia de la aur cu Richard Târziu și cu prințul Sturza și vor face ei lucruri, nu vor face niciun lucru pentru că nici măcar în grupul ISIAR nu vor putea să intre pentru că ce să vezi, vor Victor Orban... A pus condiție clară pentru că el vrea să plece din PPE. A pus condiție clară împotriva aurului. Deci e un no-go, e o linie roșie. Da, ascultați-mă, când vin misiuni de la Bruxelles, pe Digisante, FVO sau tot felul de misiuni de audit pe România, eu nu cred că doamna Șoșoacă a avut întâlnire măcar cu funcționarii europeni să vadă că acolo sunt niște proceduri bătute în cuie. Măi, oameni bune, aia sunt 700. Din toți eurodeputații noștri, eu nu știu dacă sunt 10 care au fost angrenați la nivel macro, acolo, cu tot ce s-a întâmplat. În afară de alianțe. Câțiva de la PNL, cum e Zicri Mureșan, care e de o viață acolo, s-a mai bătut pe acolo, rare, s-a băgat printre ei cu cravatele, cu pantofii, așa, cu ceasurile, și a mai apărut printre ei, poate s-a mai băgat Buda pe agricultură, mai era domnul acela, Jean Marinescu, îmi pare rău că nu eu mai era. Un vocal, dar alianțe n-au făcut. Stai un pic, da, nu, erau vocali în sensul că mai discutau în grupurile lor, după care au fost cei doi eurodeputați, Traian Băsescu, Eugen Tomac de la PMP, Vlad Botoș și așa, cum multă lume l-a criticat în ultima perioadă. A fost un eurodeputat care, înțeleg că acum nu mai prinde un loc, dar a fost un eurodeputat care s-a bătut real pentru România. E, domne, în rest, de la PSD, eu nu știu cine, Negrescu poate s-a mai discutat și el pe acolo câte ceva. Domnule, rest nu bagă nimeni în seamă, pentru că ei sunt 700, sunt țări puternice, trebuie să ai capacitatea să pui lucruri pe agendă. Nu-i cazul. Să le motivezi. Dar o să ne facem de râs. Dar apropo de TikTok. Vor fi la cumpărături. Da, da, Șoșoacă, vă dați seama ce o să umble pe toate aleile alea pe acolo. Au ciocolată bună, doamna Șoșoacă. Da, la ciocolată. Au ciocolată bună. Dar cu TikTok ăsta e o problemă și nu una politică. Copiii României de toate vârstele stau non-stop pe TikTok. Sunt niște generații pe care această platformă le va distruge. Violență. Sunt învățați cum să-și procure droguri, cum să le facă, cum să le amestece. Sunt instigați la chestiuni de violență. Ei și au o informație foarte denaturată din acel TikTok. Din păcate, dar dacă nu interesează pe nimeni, nu știu, am făcut România educată, avem alte probleme. Aș vrea să confirm aici, am observat și eu asta în stradă, foarte mulți copii între 8 ani și 14 ani veneau să facă poze cu mine, pentru că practic filmulețele ajungeau și la ei de pe TikTok. N-am făcut nicio poză de campanie în care se vadă că, dar mi se pare aberant la 8 ani de zile să ai acces la... Pentru că TikTok-ul nu-și cere cultură generală, nu-și cere literatură. Două vorbe, pac. Nu, dar de la școli bune, mare atenție. Pentru că nici părinții nu-i mai supraveghează. Aici e problema, părinții. Bine, hai să vorbim un pic și de alte lucruri importante, de exemplu, despre ce se întâmplă cu economia. Domnule ministru Alomițianu, explicați-ne și nouă un pic. Deci rata inflației a ajuns la 5,1%. Domnul Ciolacu spune că inflația a scăzut datorită plafonării. Între timp au explodat prețurile pe medicamente, servicii și alte produse, detergent și așa mai departe. În același timp, o să arătăm mai încolo, Sabin, stai un pic. În același timp avem pe partea de alimente, unele dintre ele care au scăzut ca procente, dar avem pe servicii și non-alimentari creșteri foarte mari. Această rată a inflației de 5% azi, ce spune despre starea economiei și a puterii de cumpărare românilor? Deci România se menține destul de sus legat de rata inflației. Dacă vorbim de 105%, este vorba de creșterea prețurilor între mai 2024 și mai 2023. Deci avem o creștere a prețurilor. Într-adevăr, dacă ne uităm în structura produselor, avem și reduceri de prețuri, dar avem și creșteri de prețuri. Chiar la ulei, la unele produse din carne, iar reducerea la alimente în mai față de aprilie este o reducere nesemnificativă, 0,02%. Adică prețurile sunt la nivel destul de ridicat, nu arată o tendință de scădere așa mai puternică, nu, față de perioada precedentă, ele se mențin la un nivel destul de ridicat și dacă ne raportăm de unde pornim, pentru că multe prețuri s-au
dublat la multe produse alimentare, deci puterea de cumpărare este destul de scăzută și în raport cu creșterea veniturilor nu avem o îmbunătățire a nivelului de trai. Mulți români se plâng că nu au acces la multe produse pentru că veniturile sunt foarte mici. Deci nu putem să spunem că e o îmbunătățire a nivelului de trai. Și m-am uitat datele furnizate de INS legat de balanța comercială. Deficitul balanței comerciale a crescut, deci înseamnă că importurile au devansat exporturile, ceea ce înseamnă că vom avea o stimulare a consumului tot pe bază de importuri și nu ca urmare a creșterii producției interne. Deci legat de plafonare nu s-au produs efectele pe care guvernanții ne le spun. Scăderea prețurilor a fost ca urmare a faptului că mulți români cumpără din ce în ce mai puțin, iar din păcate producția nu s-a îmbunătățit, adică tot din importuri. Adică nu putem să spunem că economia o duce bine și să avem o creștere economică bazată pe consum stimulată de producție. Nu, stimulată de importuri. Deci nu e o situație bună pentru români și pentru firmele românești. Oh, păi, domnule Alumițianu, am văzut imediat, vin Dorin, că uite, mi-a ridicat o minge la fileu. Domnule Alumițianu, am văzut că avem cele mai multe firme dizolvate din ultimii 12 ani. E că noi așa când ne uităm de la an la an sau de la lună la lună e ceva, dar totuși deci, după 12 ani, asta e doar de la legislație, de la problemele astea de taxe și impozite sau e și altă cauză? Nu, multe impozite, au crescut impozite și multe firme o duc din ce în ce mai greu, mă refer la IMM-uri, da. Și chiar creșterea salariului minim pe economie din PIX a dus la crearea de probleme pentru multe firme, mai ales pentru firmele mici. Da. Pentru că mărind din PIX, sigur că s-a urmărit și majorarea de bazei de impozitare, bani mai mult la buget și nu foarte mulți bani la români. Dar prin faptul că s-au indexat pensiile și au mai crescut salariile, ați văzut că au început importatorii să crească cantitățile pe care le importă și nu avem măsuri de stimulare a producției, deși domnul Ciolacu ne-a spus că promovează patriotismul economic. Da. Nu, multe firme prin anularea de facilități fiscale și prin creștere de impozite și taxe o duc din ce în ce mai greu. Bun, Dorin. Ce spuneam în ianuarie aici la dumneavoastră în platou? Că ordonanța Trenuleț va genera o creștere sau da, un plus de 2-3% la inflație. Deci dacă n-ar fi fost acea ordonanță cu mărire de TVA la unele produse, accize, taxe, poate inflația era nu 5, ci era 4. Acum să o iau așa. Consumul a scăzut foarte mult. Deci Crăciunul nu mai e cum a fost, Paștele nu mai e cum a fost. Oamenii cumpără din ce în ce mai puțin și nu numai asta, nu mai cumpără constant. Da. Noi observăm că facem forecast și analiză de vânzări. Că în zilele în care se plătesc pensiile, cresc vânzările. Uh-huh. În zilele în care se plătesc salariile la bugetari, cresc vânzările. În rest, vă spun, acum 2 săptămâni se vindea nimic pe domeniul meu. Și după aceea au început să crească. Aceste fluctuații arată că oamenii trăiesc pe o zi pe alta, adică nu au rezerve, nu au constanță în consum. IMM-urile și PFA-urile s-au dus în jos acum din ce în ce mai greu și se vor mai închide. Vor rămâne cei mari și cei, cum să spun eu, care au capital de lucru, care sunt solizi financiar. Costurile au fost fluctuante. Ce urmează să vină? Că întotdeauna mi-a plăcut să spun și ce va fi, nu ce a fost. Dinspre vest, încoace vine așa, scumpiri de alimente, scumpiri de materii prime. Când zici vest, te referi la Europa. Europa de vest. Eu mă uit pe piețele internaționale și nu văd o scădere a materiilor prime. Noi ce greșim? Noi exportăm materii prime, grâu, cereale și importăm produse alimentare foarte ieftine. Deci aici este problema, că de-aia românii își pierd locul la raft. Cum? Și calitatea redusă, domnul Cojocă. Cantitatea redusă, da. Cantitatea redusă, comerciantul, producătorul trebuie să se adapteze
cerințelor consumatorului. El nu își mai permite să cumpere un kilogram, ci își permite să cumpere 700 de grame sau 300 de grame. Eu recomand să cumpere la vitrina asistată feliat. Să-și ia cât da, s-a umblat și la calitate, ca asta spune doamna Lumițeanu, la calitate, depinde ce e calitatea. Valoarea nutrițională s-ar putea să fi scăzut, pentru că nu poți calitate premium cu prețuri de low cost. Deci întotdeauna există un raport calitate. Merg și la ceilalți doi invitați, dar vreau să te mai întreb apoi de plafonare. Alexandru Dimitriu, astăzi ne-a fost prezentată ca o mare victorie această scădere a inflației, dar sunt doar cifre, oamenii ăștia nu corelează larg ce se întâmplă în piață. Bine, eu simt că această scădere de inflație este generată inclusiv de fluxul mare de bani care a fost băgat de partidele politice. Tocmai am trecut de o campanie, și pre-campanie și au fost bani băgați în economie. Păi și vi-l ați înapoi acum. Nu, eu mă refer în piață. În piață, păi da? În piață, și au fost, sunt sume de bani pe care nu-i luăm înapoi și e normal să nu-i luăm pentru că sunt dinainte de campania propriu-zisă. Adică sunt și acolo niște sume. E adevărat, noi i-am avut din subvenție, dar i-am ținut până în campanie și acum au fost folosiți și mai e ceva, se face cald, se ieftinesc anumite produse, adică... Da, e aerul condiționat, costă energie. Da, eu cred că și eu, din câte știu, eu nu sunt un specialist în economie, dar din câte știu, vara tot timpul scade inflația, e o chestiune constantă. Cel mai nasol este după vară, dar poate știu greșit, așa că vreau să mă corectez. De obicei vara scade și consumul pe anumite produse și încep oamenii și închid apartamentele în București, se duc cu cortul pe plajă sau la munte și stau acolo și trăiesc la ceaun cu foc, da? Părerea mea că ar trebui încă să mai meargă un pic pe puterea de cumpărare, dar dacă mărești salariul minim pe economie, vă spun, inflația se va mărește cu încă 2%. Pentru că cresc costurile. La final, consumatorul final, cetățeanul plătește. Că să-ți cumpește materia primă, energia, ambalajul, serviciile, la final TVA-ul, accizele, da, toate se cumulează într-o structură de costuri pe fiecare produs. Da, Tatoiu. Gândiți-vă că vara oamenii pleacă în concediu. Au crescut prețurile la transporturi cu avionul, au crescut prețurile la pompă, a crescut prețul la servicii, hoteliere, de care vreți. Deci, în vara asta nu va scădea inflația. Dar ce pot, apropo ce spunea și domnul Cojocaru, sigur. Eu mi se zice mama umida din când în când. Martie-aprilie 2025, o să explodeze buba. Dar o să explodeze cu puroi, cu daia pe pereți, da? Și guvernul din martie-aprilie 2025 o să aibă o aterizare forțată. Mai rău decât în 2000. Da, tată, eu propun o temă de campanie electorală pentru toate partidele. Să vină să-și prezinte o simulare de buget pe 2025 cu tot cu resurse financiare. Da? Și domnul pe aceea o să-i votăm care optimizează cel mai bine. Da, domnule Alomitian. Legea responsabilității fiscal-bugetare obligă în campania la alegerile parlamentare ca partidele să vină cu bugetele. Și atunci, dar o să vedeți, și actuala coaliție o să amâne bugetul pe 2025 pentru că nu vrea să prezinte realitatea. Dar eu vă spun, în toamnă o să avem ceea ce doamna Tatoiu anticipează pentru martie. În toamnă, în octombrie, noiembrie, o să avem deja semnale că lucrurile merg din ce în ce mai rău. După ce o să ne drogheze. Da, după ce o să se termine cu balamucul ăsta, cu campania, poate să mai vorbim mai mult de lucrurile astea serioase. Îmi scriu, fac un secret din faptul că venind din politică, uneori primesc mult mai multă informație de la oamenii din teritoriu, poate decât alți colegi de-ai mei. Deci îmi scriu oamenii despre voturile astea anulate. Suntem pe finalul emisiunii, dar merg așa până la pauză. Deci sunt 1.000.000, nu anulate, nule, că e o diferență, nule sale puse în urnă, dar sunt după aceea anulate, consideră ei că nu mai sunt valabile. Și rog pe colegii mei, Sabin, când reușim, să arătăm încă o dată procesul verbal al becului și să ne întoarcem la subiectul ăsta cu buletinele de vot, pentru că de unde pornește problema? Hârtia, deci de ce se anulează voturile astea? Hârtia pe care, ia, dați un pic burtiera jos până și schimbăm cu cea legată de voturi, uitați acolo sus, la punctul F, scrie numărul voturilor nule. Sunt 488.000 la alegerile europarlamentare, dublu față de 2019 și încă atâtea la locale. Deci noi vorbim de 1.000.000 de voturi puse în urnă de cetățeanul român
care nu au mai ajuns la partide. Nu contează, domne, la care partid. Că puteau să ajungă la Dreapta Unită, la Reper, la Nicu Ștefănuță, la UDMR, la SOS, la, uite, ia să, ce mai zice aici, la doamna asta, nu știu cine e, Pârvunescu, Paula Marinela, doamne, nu contează, la România Socialistă, domne, o fi vrut unul să voteze. Hârtia, îmi scriu oamenii, a fost atât de slabă încât s-a imprimat de pe o parte pe cealaltă și nu s-au mai considerat valabile. Vă dau un exemplu, domne, aici la Dâmbovița. Cât e, domne, județul ăsta? Au anulat 9.028 de voturi la Consiliul Județean. Domne, 9.000 de voturi anulate la Consiliul Județean. Alex. Da, dar așa este. Eu, după ce am votat, pentru că am fost numărul 4 pe listă și practic la Consiliul Local Sector 5, dar trebuie să dau pagina, am votat și când am întors pagina, am văzut că s-a imprimat și pe partea cealaltă la, nu mai știu, cred că la Reper sau ceva de genul ăsta. Dar cei din birourile electorale, noi i-am făcut training, știau foarte bine că se consideră vot dacă vezi votat, că pe partea cealaltă vezi tatov. Da, adică e vestitul tatov. Când vezi tatov, ăla nu e vot. Există o procedură de apreciere. Da, dar trebuia multă atenție. Acum, să mă ierte Dumnezeu, la cât de obosiți au fost, în ce condiții au stat săracii delegați, nici nu poți să îi acuzi prea mult că totuși, nu au fost atenți toți. Da, o mare, de voturi mare problemă această pentru chestiune. Un Consiliu Județean Dâmbovița înseamnă cel puțin un loc de consilier. Cu siguranță. Și mai e ceva, inclusiv la europarlamentare. La europarlamentare se dădea votul la maghiari. Deci, adică invers, în față de unde puneam noi ștampila de la Alianța Dreapta Unită, era... Da, scrie vot UDFR. Și bun. Da, totuși. Da, da, au considerat că sunt nule, nu au mai contat nimic. Domnule Ialomițianu, au printat pe hârtie igienică, practic, buletinele astea de vot. Și nu știu, eu când m-am dus să votez, mi-a dat doamna aia, mi-a pus acolo să fie sigură că am tuș cu mine să pun pe tot buletinul de vot. Da, domnule Ialomițianu. Păi asta e legat de modul de organizare a alegerilor. E voit din partea celor care au organizat. S-a dorit lucrul acesta, lucru studiat, și atunci, având majoritatea în secțiile de votare, pentru că și prin faptul că minoritățile au avut reprezentant în secții de votare, deși nu au participat la alegeri nici europarlamentare, nici locale, dar domnul Greblă a considerat că trebuie să aibă reprezentanți și atunci fie a fost reprezentantul PNL-ului sau PSD-ului, având majoritate... Sau PUSL la sectorul 5. Sau PUSL, cui să dea votul. Și au rezolvat singuri acolo. Bine, mai am 20-30 de secunde. Majoritate partidele de la guvernare, sigur că... au profitat de lucrurile acestea, dar au fost voite și de asta domnul Greblă ar trebui să plece acasă. Bun. E o rușine că mai este timp. Și în... Nu mai am absolut deloc timp. Vă mulțumesc foarte mult tuturor invitațiilor. Mergem în pauza de publicitate. România pare o țară bolnavă și fără soluții, dar vă asigur că nu este. Politicienii care ne conduc sunt puternici de neatins, însă știți ce-i doare cel mai tare? Să fie arătați exact așa cum sunt, cu adevărat, și ironizați atunci când merită. Sunt doctorul și din 16 iunie o să pun diagnostic mai marilor zilei. Te invit de la ora 23 de duminică până joi la o nouă emisiune de satiră socială. Consultăm împreună pe cine merită. Renumără două secții de vot la sectorul 1 și una la sectorul 2. Radu Mihaiu, cu puțin timp în urmă, a depus și plângere penală la parchet. Vom discuta despre ce se întâmplă cu alegerile de la cele două sectoare din capitală, dar și despre ce se întâmplă cu pensiile. 1,3 milioane de pensionari nu vor primi nicio majorare. Ne întoarcem de la fix.